Stimați prieteni, ne întâlnim din nou. Este o ocazie pentru mine să-mi exprim aprecierea pentru timpul pe care îl dedicați uh, acestei emisiuni. Mă bucur pentru interesul pe care îl aveți. Sper din suflet să vi se împlinească așteptările spirituale și binecuvântarea lui Dumnezeu să vă aducă pace și liniște sufletească. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un lucru puțin diferit și anume indispensabilitatea mentorării. Vreau să pun în evidență faptul că mentorarea rămâne una dintre marile urgențe și nevoi ale oamenilor. Trăim într-o perioadă a contradicțiilor, a redefinirii valorilor fundamentale pe care omenirea s-a bazat în toată istoria, fiind preocupați în mod exagerat de erotism și egalitate, două dintre tendințele generației noastre. Niciodată în istorie oamenii nu au fost și niciodată nu vor fi egali. Conceptul acesta este doar unul politic. Este universal acceptat faptul că fiecare om alege ce să facă cu viața lui, încadrată între început și sfârșit, respectiv între maternitate și mormânt. Însă este trist că unii fac ce vor și cu viețile altora, nu doar cu viețile lor. Cu toții ne dorim să trăim într-o țară, într-un oraș, într-o familie prospere și să fim fericiți. Însă cine are responsabilitatea să facă o țară, un oraș, o familie prosperă? Orice generație de copii care apare pe scena istoriei caută modele, caută mentori, oameni de caracter pe care să-i urmeze și care să-i inspire. Goana obsedantă după bani, după putere, plăceri și oportunități este cea mai mare amenințare la adresa caracterului unui om. Oamenii fără caracter au tendința să devină oportuniști, ipocriți, mincinoși, hoți și infideli. Generația noastră riscă să facă uh, monumentala gafă potrivit căreia pregătirea intelectuală și specializarea profesională sunt singurele criterii care caracterizează un lider de succes. Deși nu am deloc intenția să contest uh, calificările intelectuale și profesionale, vreau doar să confirm că acestea două, în absența integrității, în absența moralității, nasc monștrii. Indiferent de nivelul social la care ne referim, școală, muncă, religie, politică, sport, morala, integritatea, etica, demnitatea, cinstea, fac diferența între oameni. Cu 2000 de ani în urmă, celebrul apostol Pavel îl mentora pe Timotei pentru slujirea spirituală, atenționându-l că în zilele din urmă vor veni timpuri grele, scria Pavel în cea de-a doua scrisoare pe care i-o trimitea drept încurajare ucenicului său Timotei. Responsabilitatea slujirii într-un mediu așa de dificil îl pune pe Timotei în situația să se echipeze corespunzător, dar și specific, pentru a putea face slujirea într-un mod eficient în Biserica lui Dumnezeu. Iată care sunt sfaturile lui Pavel, mentorul spiritual al lui Timotei, pentru ca să poată ajunge un om al lui Dumnezeu în stare, capabil să slujească lui Dumnezeu. Pavel în capitolul cu numărul 2 scrie câteva exemple, comparații prin care încearcă să-i deschidă ochii lui Timotei cu privire la cum ar trebui să fie el, ce fel de om ar trebui să fie și ce ar trebui să facă. Și prima comparație este comparația cu un copil. Pavel îi spune, tu deci copilul meu, întărește-te, consolidează-te în harul care este în Hristos Iisus 2 Timotei 2 cu 1. Ideea lui Pavel este următoarea, Educă-te ca un copil, Timotei. În general, educația este o problemă specifică copiilor. În perioada aceasta, copiii sunt educați. Pavel folosește imaginea aceasta și îi spune lui Timotei următorul lucru. Continuă să te educi. Rămâi în sistemul de educație tot timpul. Continuă să citești, să înveți. Deschideți mintea să primești un sfat de la oricine. Pavel a fost mentorul spiritual al lui Timotei și a sugerat lucrul acesta. De asemenea, Pavel scrie și ce ai auzit de la mine în fața multor oameni încredințează la oameni de nădejde care să fie în stare să învețe pe alții. Priviți aici principiul mentorării sau viziunea multiplicării. Ce ai auzit de la mine încredințează altora, dar dă-le responsabilitatea și ei la rândul lor să încredințeze altora. Apoi, al doilea lucru, a doua imagine, este imaginea unui soldat și Pavel îi spune lui Timotei, sacrifică-te ca un soldat. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos, scrie el în scrisoare. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Priviți suferința dedicării. Întotdeauna când te dedici, ai un copil și îți dedici viața ca să-l crești, să-l educi, să-l faci mare, există multă suferință în perioada aceasta. Uneori te simți strădat, Neînțeles, subapreciat, nimeni nu-ți spune mulțumesc, este o cauză de aproximativ 20 de ani. Întotdeauna când te sacrifici pentru cineva, de cele mai multe ori suferi în perioada aceasta, nu doar pentru faptul că te sacrifici. A treia imagine pe care o folosește Pavel este imaginea unui sportiv și el spune antrenează-te ca un sportiv. Cine se luptă la jocuri nu este încununat dacă nu se luptă după rândul el, spune el. Este adevărat, în orice joc sunt reguli. Uh, un joc fără reguli este o arababură. Într-o altă epistolă scrisă către Biserica din Corim, Pavel spune, orice luptător pentru premiu se înfrânează de la toate lucrurile. Ei, deci, în adevăr, ca să primești o cunună care se vestejește, dar noi luptăm pentru o cunună care nu se vestejește, Priviți legile victoriei. Legile victoriei sunt autocontrolul, înfrânarea, abstinența. Sportivii se înfrânează mult. Ei trebuie să fie într-o anumită greutate, într-o anumită categorie. Probabil că își doresc să mănânce o înghețată, o ciocolată, o friptură, însă de foarte multe ori nu le pot mânca. Performanța pe care și-o doresc cere prețul. Nu doar antrenamentul, ci și abstinența. De asemenea, Pavel introduce o nouă comparație, un agricultor. El a vorbit despre, luând de exemple din lumea de atunci, de acum 2000 de ani, și de data aceasta îi spune lui Timotei, fi harnic ca un agricultor. Aici este vorba despre responsabilitatea autorității. Spunea Pavel atunci în scrisoare, plugarul trebuie să muncească mult ca mai apoi să strângă rodurile. Priviți că succesul nu vine la început, în nicio afacere nu ai un profit mare la început. Primul lucru pe care îl faci este să investești. Primul lucru pe care îl faci este să muncești. Toată primăvara muncești, transpiri și nu se vede nimic. La toamnă există promisiune, dacă va fi ploaie și dacă va fi soare. Ei, tot la fel, Pavel încearcă să explice lui Timotei că nu trebuie să fie cu ochii pe rezultate. El nu poate controla în totalitate rezultatele, dar poate controla în totalitate investiția. Și Pavel îi spune, fii harnic. Fii harnic exact cum un agricultor se trezește de dimineață, primăvara și pune sămânța în pământ sperând că la toamnă o să strângă rodul. Pavel introduce o altă comparație și aici vorbește despre lucrătorul spiritual, despre pastor, despre preot, despre un lider din biserica lui Dumnezeu și spune maturizează-te ca un lucrător, Aici este vorba despre seriozitatea slujirii, despre caracter, despre virtuți. Scrie el în scrisoarea pe care i-a dedicat-o cu 2000 de ani în urmă lui Timotei: Caută să te înfățișezi înaintea oamenilor ca un om încercat, ca un lucrător care, care nu are de ce să-i fie rușine, ca unul care împarte drept cuvântul adevărului. Aici este vorba despre reputație, despre onoare, despre felul în care ne cunosc oamenii. Stimați prieteni! Atunci când cineva ne sfătuiește, noi nu primim sfaturile în funcție de calitatea lor, ci noi primim sfaturile în funcție de calitatea sfătuitorului. Dacă sfătuitorul nu este o persoană pe care o respectăm, chiar dacă ne dă un sfat bun, noi nu-l primim din cauza sfătuitorului, nu din cauza sfatului. În concluzie, un sfat este bun atunci când sfătuitorul este bun în mintea noastră în fața noastră el are o reputație care îl califică să ne sfătuiască. Lucrul acesta îl spune Pavel lui Timotei. Pavel îi spune cu alte cuvinte lui Timotei următorul lucru. Timotei, tu nu o să vorbești întotdeauna doar la străini care nu te cunosc și care nu știu cine ești. De cele mai multe ori o să vorbești oamenilor care te știu, care te cunosc de mult timp, care îți cunosc viața, trecutul. Și oamenii aceștia nu te vor mai asculta chiar dacă tu vei spune lucruri extraordinare. Pentru simplu motiv că tu nu ești un om extraordinar. Stimați prieteni, de cele mai multe ori sunt inter suntem interesați doar de acțiunile noastre, crezând că asta este totul, uitând de caracterul nostru, de reputația noastră, de imaginea noastră înaintea oamenilor, pe oameni nu interesează doar de ce știm noi acțiunile noastre, pe oamenii interesează de cine suntem noi, caracterul nostru. Pentru că ceea ce suntem vorbește atât de tare încât ceea ce spunem nu se mai aude. Este foarte importantă reputația noastră, este foarte important caracterul nostru, el creează încredere. Oamenii nu ne urmează pentru că suntem inteligenți sau bogați, oamenii ne, ne urmează pentru că avem caracter. Fiindcă oamenii nu au încredere în oamenii bogați și în oamenii cu poziții. Oamenii au încredere în oamenii de încredere, în oamenii de caracter în oamenii care au o reputație de oameni cinstiți. De asemenea, Pavel uh, spune în versetul 7, ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Priviți-vă rog cum califică el oamenii care nu au caracter, vorbării goale și lumești. Apoi, Pavel introduce o nouă comparație. De data aceasta, imaginea unui vas și el spune următoarele cuvinte în scrisoare. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci vase de lemn, vase de lut. Unele dintre vasele acestea sunt, au o întrebuințare de cinste, altele au o întrebuințare de ocară. Spre exemplu, și, sunt și vase în care se pun gunoi sau alte mizerii. Și Pavel spune, fi un vas curat, precum vasele în care se gătește. Fiul, cum sunt vasele în care gătești, în care îți faci ceaiul? Cum este oala în care gospodina face supă? O spală și apoi o clătește și o reclătește. Cum este cana sau paharul din care bei dimineața apă sau suc? Curat, clătit și reclătit. Pavel ia imaginea aceasta și îi spune lui Timotei, fi curat ca un vas în care gătești. De un vas murdar prin interior, nu vrei să te folosești chiar dacă este proaspăt vopsit prin exterior. Important când pui ceva într-un vas nu este așa de mult exteriorul, ci în mod special interiorul. Cu alte cuvinte, Pavel îl invită pe Timotei să se gândească la riscul duplicității, al ipocriziei, la această tendință vinovată de a încerca tot timpul să pari altceva decât ceea ce ești ascunzând în spatele aparențelor adevărul despre tine. Și Pavel îi spune, fii un vas curat, nu încerca să impresionezi pe nimeni, să te dai drept altul. Înțelege că este important să fii, nu să pari. Fii curat ca un vas în care gătești, pentru că lucrul acesta va conta. Observați că Pavel a fost un mentor bun, iar Timotei a avut parte de un mentor care i-a îndreptat atenția înspre lucrurile cu adevărat importante. Ultima imagine pe care Pavel o folosește este imaginea unui rob. El spune: Poartă-te ca un rob al tuturor. Aici el vorbește despre umilința în relații, și o să citesc ce a spus Pavel în scrisoare. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând față de toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare cu toți. Îndreptând cu blândețe pe toți potrivnicii, pe toți adversarii. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Este ușor să fii blând când ești mic, când ești inferior, când ești subaltern, când nu ai poziție, autoritate, frumusețe, inteligență și bani. Dar atunci când ești sus, atunci când ai motive să îți manifeste autoritatea, este foarte greu să mai fi blând, să mai te lași învățat, să fii îngăduitor și răbdător, îndreptând cu un blândețe. Priviți că Pavel folosește toate aceste comparații ca să-l mentoreze pe Timotei, făcând din el nu un om arrogant, nu o persoană cu un complex de superioritate, o persoană care disprețuiește, care ironizează, ci din potrivă, robul Domnului nu trebuie să se certe. Iată comparația pe care o oferă Pavel acestui tânăr bărbat pe care l-a mentorat. Educația copilului, adică învățătura multiplicării. Stimați prieteni, fiecare dintre noi dorim profesori buni pentru copiii noștri. Dorim polițiști cinstiți, dorim politicieni integri, dorim medici competenți. Însă vă întreb, cine îi formează pe toți oamenii aceștia? Aici este vorba de multiplicare prin educație. Fiecare medic bun trebuie să mentoreze un medic mai tânăr, un medic începător, un profesor cu experiență, un polițist cu experiență, un pastor cu experiență, un tată cu experiență. Trebuie să-și mentoreze copilul. Fiecare dintre noi, dacă am ajuns la vremea maturizării, trebuie neapărat să-i mentorăm pe cei mai tineri. Apoi, sacrificiul soldatului, suferința dedicării. Oamenii fug de suferință. Tot timpul reclamă că au fost nedreptățiți, că nu au fost recompensați pe măsură, că nu s-a manifestat recunoștință pentru efortul lor, însă Pavel îl mentorează într-un mod real pe Timotei și îi spune următorul lucru, dragul meu, oamenii vor fi necinstiți și nerecunoscători, nemulțumitori față de tine, lucrul acesta îți va produce suferință, tu să te concentrezi pe dedicarea ta, pe ce trebuie să faci tu, nu pe ce trebuie să reacționeze ei față de munca ta. Nu te aștepta la nimic din partea nimănui, tu te poți controla doar pe tine. Sacrifică-te exact cum se sacrifică un soldat pentru țară. Apoi, antrenamentul sportivului. Aceasta este legea victoriei, antrenamentul și rânduiala, adică abstinența. Un sportiv nu trebuie doar să se antreneze, el trebuie și să se abțină de la lucrurile interzise. Dar nu trebuie doar să se abțină, el trebuie și să se antreneze. Ambele sunt absolut necesare pentru dobândirea victoriei. Apoi, hărnicia agricultorului, responsabilitatea autorității. asumă responsabilitatea înainte ca să manifesti autoritatea. Investește înainte ca să strângi rodul, înainte ca să te bucuri de profit. Maturitatea lucrătorului, fii serios în ceea ce faci. Nu amesteca râsul cu plânsul. Curăță vasul, precum oala în care faci supă, paharul în care bei apă, din care bei apă. Asta vorbește despre integritate. Și ultimul lucru, comportamentul robului, umilința relațiilor. Stimați prieteni, am vrut să vorbesc astăzi despre. Faptul că este indispensabil să mentorăm. Copiii nu se nasc răi sau buni, ei se nasc doar copii și devin răi sau buni prin mediul de hrănire care îi influențează. Părinții, bunicii, familia extinsă, școala, anturajul, mass media în mod special. Noi suntem ființe uh, influențabile, formabile, corectabile. De aceea mediul de hrănire are influența asupra noastră, soția are influența asupra soțului și invers, prietenii au influența asupra noastră. Un film, o melodie pe care o asculți, au influența asupra noastră. De aceea este important să ne așezăm sub sfaturile unor oameni care știu să ne sfătuiască, să ne dea direcție în viață. Iar atunci când ne maturizăm, să fim persoanele care înțelegem indispensabilitatea mentorării. În prima parte a vieții trebuie să fim mentorați, și asta demonstrează calitatea celor care sunt maturi în timpul copilăriei noastre. Apoi, în a doua parte a vieții, noi trebuie să mentorăm, și asta demonstrează calitatea vieții noastre. Ca unii care am învățat lecția copilăriei, când am avut nevoie să fim formați, instruiți, învățați, educați, pregătiți pentru viață, să învățăm din eșecurile noastre. Din absența celor care ar fi trebuit să fie prezenți în viața noastră, și nu au fost, poate părinții care au fost preocupați, poate profesorii care nu au fost suficient de competenți, poate altcineva care a fost absent din viața noastră. Însă, acum, când este rândul generației noastre să mentoreze, în calitate de părinți, în calitate de credincioși din biserică, în calitate de adulți în societate, trebuie să mentorăm, este indispensabil, aceasta este calitatea vieții noastre. Întotdeauna reclamăm lipsa competenței, dar în ce măsură aducem noi competență? În ce măsură manifestăm și cultivăm competență mentorând pe alții ca să ajungă la performanță, la competență? Gândiți-vă la viața de familie. Niciodată nu-i suficient. Gândiți-vă la biserică, locul unde ascultăm predici, cântări, și ne-ar place ca să fie de calitate, să fie încărcate de conținut, și să ne bucurăm că am fost într-un loc unde am fost ajutați și mentorați de oameni care au avut mai multă experiență decât noi. Gândiți-vă în domeniul sport, politică, profesional, intelectual și așa mai departe. Mentorarea este indispensabilă. Dacă ești un tânăr, Încearcă să-ți găsești un mentor, un bărbat pe care să-l respecti sau o femeie pe care să o respecti. Cineva față de care ai admirație. Roagă-l să te ajute. Poartă-te respectos. cere întotdeauna ajutorul. Așează-te sub sfaturile părinților. Încearcă să ceri ajutor de la cineva în care vezi înțelepciune, pricepere și experiență. Iar dacă ești o persoană mai în vârstă, nu pleca cu acest bagaj pentru care ai cheltuit o viață să-l strângi. Folosește-ți experiența și tot ce ai acumulat într-o viață și deșartă-te, dacă îmi permiți expresia, într-un vas tânăr, neexperimentat, plin de aerele tinereții. Învață-l prin ceea ce îl mentorezi, nu-l lăsa să se învețe prin experiență, că îmbătrânește înainte de a învăța și folosește-te de toată zesterea de experiență pe aia care ai acumulat-o în anii pe care i-ai trăit. Pentru ca să mentorez pe cineva, să ajut pe cineva să devină om? Părerea mea personală este că generația noastră are o mare nevoie de două categorii de oameni. Are nevoie de gânditori și are nevoie de bărbați. Când mă refer la bărbați, nu mă refer la masculi. Și mă refer la bărbați, adică la masculi, care să-și asume responsabilitatea de a fi cap de familie și de a fi educatori ai propriilor lor copii, oameni care să conducă țara oameni care să conducă orașul, oameni care să-și conducă familia, dar nu pot face niciodată lucrul ăsta dacă nu vor fi în stare să-și conducă mai întâi viața. Un bărbat infidel, un bărbat dependent de alcool sau de alte prostii, Nimeni nu va avea încredere în el ca să se lase condus de un asemenea om, nici în oraș, nici în familie, nici în țară. De aceea spun și închei, prin lucrurile care le spun acum la sfârșit, cele mai mari nevoi pe care le avem este nevoia de gânditori, nu mai avem oameni care gândesc, toată lumea e cu ochii după bani, după plăceri, toată lumea aleargă. Oamenii nu mai stau să mediteze, să gândească, pentru că ceea ce gândim astăzi devine realitate mâine. Aceasta este legea mentorării, este indispensabilitatea mentorării. Indiferent ce vârstă ai, trebuie să fii implicat în mentorare, ori să fii mentorat, ori să mentorezi. De aceea aș vrea să ne rugăm și cei tineri să se roage căutând un mentor iar cei mai în vârstă să se roage căutând pe cineva să mentoreze. fă datoria, pentru că aceasta este misiunea noastră. Părinte Ceresc, ne oprim înaintea ta și trebuie să recunoaștem că subiectul acesta este unul dificil. Uneori în tinerețe, ni se pare că suntem prea inteligenți ca să întrebăm pe cineva cerându-le sfatul. Alteori, când îmbătrânim, suntem prea comozi ca să ne mai pierdem vremea sfătuim pe cineva. Te rog frumos, indiferent de vârstă, ajută-ne să avem modestia necesară de a primi sfatul celor care au atins performanța. Și când, atunci când îmbătrânim, dă-ne te rog responsabilitatea și pasiunea necesară să mentorăm pe cei mai tineri. Pentru ca în spatele nostru să nu rămână blestemul, ci binecuvântarea. Ajută-ne, Doamne, să prețuim această calitate relațională și să ne așezăm în poziția în care ne așează vârsta și competența, experiența noastră. Îți mulțumim că ne înveți lucruri care, deși nu par religioase, ele până la urmă ajung la relația cu tine, la caracter, la demnitate și la influență. Îți mulțumim că acest subiect este prezent în casa noastră, în relațiile noastre, în biserica în care ne închinăm și inclusiv în relația cu tine, marele și supremul nostru mentor. Ne smerim și ne închinăm înaintea ta, pentru că ne înveți lucrurile care ne definesc nu doar viața de pe pământ, ci și viața eternă în împărăția ta. Te slăvim, Tată, pe tine și pe Hristos, Domnul nostru și pe Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, Mulțumesc frumos pentru disponibilitatea dumneavoastră. Vă binecuvintez la despărțire, urându-vă zile frumoase. La revedere.